Situație îngrijorătoare pentru românii care au nevoie de medicamente lună de lună. Potrivit senatorului hunedorean Vasilica Căpotecă, prețul medicamentelor a crescut cu procente cuprinse între 11 și 66% din luna ianuarie anului 2021 și până în prezent. Acesta condamnă vehement poziția ministrului Sănătății Alexandru Rafila, care recent a fost de acord cu aplicarea corecției pentru majorarea prețurilor la medicamentele eliberate fără rețetă. Cel care este pus să administreze sistemul medical în România se spală pe mâini și își condamnă concetățenii la suferință. Aflam săptămâna trecută dintr-un document al Consiliului Concurenței că prețul medicamentelor a crescut cu procente cuprinse între 11 și 66% comparativ cu luna ianuarie 2021. Procentele sunt imense dacă stăm și privim veniturile românilor din fiecare lună. Ori acest lucru nu reprezintă un lucru îmbucurător pentru cei care sunt nevoiți să-și cumpere lunar medicamente pentru a-și menține starea de sănătate. Ministrul Rafila, fără pic de empatie și fără a se gândi la consecințe, așa cum a făcut și în cazul înființării Registrului Național de Cancer, a fost de acord cu aplicarea corecției pentru majorarea prețelor medicamentelor eliberate fără rețetă, condamnând astfel populația României la o lungă suferință.